De la bun început am fost aleas în funcție de președinte, am creat grupul de lucru, am format o listă de bărcenași care sunt plecați de psihotare, la care lucrăm zilnic la ea, o îmbunătățim. Am creat de asemenea asociații mici și am ales vicepreședinți la nivel de țări. O campanie de colectare de bani, o deschidere a localității a fost procurarea unui autoturn ce ne deservește și până acum. Noi, ca localitate, era necesar astfel de autoturn. Și au fost donați 20.000 de euro din partea Migrație și Dezvoltare și 5.500 din partea migranților. A fost amenajarea sensului giratoriu, a fost dotarea și crearea unei mini-fabrici de brichete pentru localitatea noastră. Proiectul Simt, Aud, Văd Eu, amenajarea și dotarea curții interioare cu topogane și o cameră senzorială pentru copii cu cerințe educaționale speciale din localitate. Această cameră o avem datorită proiectului SAV, Simt, Aud, Văd Eu, care a venit cu o donație din partea Migrație și Dezvoltare, 3.300 de dolari, și din partea bărcenașilor plecați de psihotare, la fel cu 3.300 de dolari, și din partea administrației cu 20.000 de lei. Am fost nevoiți să amenajăm, am avut necesitatea de a amenaja astfel de o cameră pentru copii din localitatea noastră. Ei se relaxează, sunt în lumea lor. De două ori în an, noi, echipa de inițiere și cu promotorii, că avem promotori care ne promovează localitatea, toți aceștia ne adunăm, formăm și elaborăm un plan de acțiuni. Ca să vă zic ce sunt, care pași sunt acolo, deja de ceva timp noi organizăm în preajma sărbătorilor pascale, se numea anul trecut un panetone pentru un ianovinian, și anul acesta tot am beneficiat de o contribuție de la vicepreședintele din Italia, Tatiana Naugailâc. Am beneficiat în acest an de două campanii mari, tot din partea doamnei Tatiana Nogailâc și surorile Elena și Maria Plămădeală din Marea Britanie, care au venit cu o donație de 28 de ghiozdane pentru 28 de copii care au mers fericiți cu tot cu rechizite la școală. Un loc deosebit în legătura noastră a avut organizarea Zilei Diasporei. Până în anul acesta au fost organizate offline, față în față. Anul acesta a fost un pic mai deosebit, le-am organizat online. Ne-am văzut, ne-am salutat, ne-am propus pentru viitor un plan foarte bine determinat pentru localitatea noastră. Cel mai interesant lucru că băștinașii noștri plecați de psihotare i-au mobilizat foarte mult și pe agenții economici din țară și pe oameni din localitate. Au devenit un punct de încredere pentru cei din localitate că doar împreună, cei de aici, cei plecați, putem să dezvoltăm o comunitate frumoasă pe care ne-o dorim noi. Yeah.
este foarte binevenit. Fiecare localitate să aibă astfel de asociații, fiindcă această asociație este o punct de legătură dintre băștinașii care au plecat de mult din țară sau chiar din localitate, că băștinași sunt cei care locuiesc în oraș, locuiesc la nord, la sud. Și cel mai principalul, această asociație să fie transparentă și să nu neglijeze niciun băștinaș. Când revine băștinașul acasă, să fie ajutat, să simtă că este membru astfel de asociații.